Te ascultăm. Haideți să vedem ce spun astrele astăzi și nu uitați să vă ascultați și zodia de ascendent. Eclipsa totală de soare de astăzi se petrece sub auspiciile zodiei Săgetător și ne aduce ocazia unor noi începuturi care vin în urma debarasării de dogme, prejudecăți și principii învechite. Berbec, ai șansa să deschizi noi porți profesionale, să progresezi prin studiu și cunoaștere. Nu este exclus să resimți o mai mare nevoie de dezvoltare a unor abilități care să te ajute să continui pe cont propriu, independent de profesia actuală. Taur, noile începuturi sunt strict relaționate de bunuri materiale și de modul în care îți câștigi banii. Vei conștientiza că nu munca depusă este cea care îți aduce profit și vei avea capacitatea de a specula niște oportunități care îți aduc venituri în mod indirect. Gemeni, ești vizat de această eclipsă de soare, iar marea șansă pe care o primești acum se manifestă în sectorul relațiilor și colaborărilor. De la o nouă etapă în cuplu și până la o nouă variantă a ta pe care o expui celorlalți, totul este posibil. Rac, ai șansa să aduci schimbări în stilul de viață actual, iar acestea pot fi relaționate cu schimbările apărute la locul de muncă. Este o ocazie bună să începi noi activități colaterale, poate minore deocamdată, dar care în timp îți pot aduce noi oportunități de progres profesional. Leu, se reaprinde bucuria de a trăi în sufletul tău, iar asta poate însemna o nouă poveste de iubire, o sarcină pentru cei care își doresc să devină părinți sau pur și simplu curajul de a-ți exprima un talent, de a da viață unei pasiuni, unui hobby, de a face ceea ce îți place. Fecioară, eclipsa de soare îți va aduce ocazia de a-ți schimba raportarea la familie, la casă, la ideea de cămin în sine. Acest aspect poate însemna o schimbare de atitudine în legătură cu sarcinile gospodărești, poate o mutare, o schimbare de domiciliu, o renovare a locuinței. Balanță. Ai șansa să spui în valoare niște abilități ce țin de comunicare, să obții o diplomă, să te folosești de un atestat în progresul profesional. Unii nativi pot avea revelația unui dialog care să le deschidă noi drumuri, inclusiv în relația cu partenerul de viață. Scorpion. Se schimbă raportarea la modul în care îți câștigi banii și asta îți poate aduce ocazia îmbunătățirii veniturilor, fie din activități recent descoperite, fie prin punerea în practică a unor talente personale. Dai altă valoare muncii tale și nu sunt excluse creșterile salariale. Săgetător, eclipsa de soare se petrece în zodia ta și îți aduce momente puternice de conștientizare legate de propriul tău stil de viață. Apare o nevoie de reinventare, de renaștere, de integrarea unor noi principii și credințe care să-ți deschidă o nouă direcție de viitor. Capricorn, este un moment karmic care îți aduce iertare și împăcare cu trecutul, nevoia de pace interioară. Realizezi că tot ce ai trăit și decis în legătură cu viața ta a contribuit de fapt la evoluția ta. Regretele se dizolvă și conectarea la spiritualitate și divinitate este puternică. Vărsător, ai posibilitatea de a cunoaște noi persoane care se vor dovedi importante pentru progresul și evoluția ta, fie personală, fie profesională. Poți intra în noi anturaje alături de care să dezvolți noi proiecte. Pești, această eclipsă de soare de astăzi îți poate aduce o ofertă profesională, ocazia de a intra pe o nouă direcție în carieră sau șansa de a-ți atinge un obiectiv pentru care ai depus mult efort. S-ar putea să fii nevoit să-ți asumi noi responsabilități, indiferent de dorința ta. Dragii mei, Mădălina, ai mult.